Bună ziua, stimați reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă. Bună ziua, stimați prieteni și neprieteni, cei care ne priviți pe rețeaua de internet prives.eu. Motivul acestei conferințe de presă a Mișcării Populare Antimafie este situația din Kiev și cum se poate reflecta această situație asupra Republicii Moldova și consecințele pe care le poate avea o asemenea desfășurare a evenimentelor pentru Republica Moldova. Eu vă amintesc, pentru că este bine să fac acest lucru de la bun început, vă amintesc că Mișcarea Populare Antimafie este o formațiune pro-europeană, o formațiune care a promovat constant valorile și principiile europene. Noi nu suntem o formațiune de conjunctură europeană, nu suntem o formațiune care din conjunctură sprijinim cursul nostru european, ci o formațiune care sprijinim din principiu cursul și mersul nostru spre Europa. Și asta am demonstrat-o prin toate acțiunile pe care le-am făcut noi, îndreptate împotriva actualei guvernări. Și aceste acțiuni ale noastre, vă amintiți că întotdeauna au fost tranșante și au fost în spiritul valorilor pe care ne le dorim noi aici în Republica Moldova. Partenerul Uniunii Europene, partenerul Uniunii Europene și cel în care birocrații de la Bruxelles au sperat că va duce Ucraina pe drumul integrării europene, Ianukovici acum are conturile blocate în străinătate și sancțiuni dure din partea Uniunii Europene. Asta s-a întâmplat tocmai atunci când în piața centrală din Kiev, pe Euromaidan, s-a vărsat sânge omenesc. Tocmai din acest motiv eu vreau să atenționez birocrații europeni, birocrații de la Bruxelles. Deci spun încă o dată, noi Mișcarea Populară Antimafie ne considerăm partenerii comunității europene, cei care promovăm cu insistență principiile și valorile Uniunii Europene. Din păcate, actuala guvernare este partenerul birocraților europeni, ceea ce este altceva. Iar birocrații europeni s-au dovedit a fi total depășiți de situația din Ucraina. Deci până în noiembrie trecut, birocrații europeni l-au susținut pe Ianukovici ca pe un eurointegraționist, unul care a dus Ucraina până la un punct în care toată lumea considera că Ucraina este pe drumul integrării europene. Același lucru se întâmplă și în Republica Moldova. Deci o clică de hoți care se află la guvernare, pe care noi i-am identificat ca oameni care în fiecare zi pun mâna pe toate materialitățile din jurul lor. Și eu nu m-am ferit niciodată de cuvinte dure să spun la adresa lor, pentru că Filat și Plahotniuc în țara asta, la ora actuală, sub acoperirea unor birocrații europeni, se comportă ca maniacii care pun mâna pe tot ce este material în țara asta și se acoperă cu sloganuri europene. Vă amintesc că o altă grupare care se află în opoziție la ora actuală, mă refer acum la familia lui Voronin și toți cei care se hrănesc de pe urma dorinței de a reveni la puterea lui Vladimir Voronin, stă în opoziție și așteaptă să aibă loc o restabilire comunistă. Așa sau altfel, fie că rămână ăștia la guvernare, fie că vin comuniștii la guvernare, în structurile de forță din Republica Moldova există oameni care vor să-și ia revanșa. Și nu numai în structurile de forță, dar și cei care în 7 aprilie au fost satrapii tinerilor și au rămas nepedepsiți de actuala guvernare. Eu vorbesc despre acest lucru pentru că în Republica Moldova există pericolul ca evenimentele în Chișinău să se desfășoare după același scenariu ca la Kiev. Pentru că Filat și Plahotniuc sunt pro-europeni de conjunctură și vor fi pro-europeni doar atâta timp cât birocrații europeni le vor ajuta să-și mărească averile. Numai atâta timp vor fi pro-europeni. În momentul în care, în același moment în care birocrații europeni le vor cere reforme reale și le vor opri furtul în Republica Moldova, în același moment aceștia doi pot face exact ceea ce face Ianukovici acum la Kiev. Iată de ce noi considerăm că trebuie să preîntâmpinăm asupra acestui fapt comunitatea europeană. Iată de ce noi considerăm că trebuie să spunem de pe acum, pentru că vizele lui Filat și Plahotniuc trebuie oprite acum pentru Europa. La fel cum trebuie oprite vizele pentru familia Voronin. Deci Filat, Plahotniuc și Voronin sunt pericolul unei restaurări comunisto-oligarhice în Republica Moldova, în momentul în care vor vedea că nu mai sunt sprijiniți de Occident în numele sporirii averilor lor. Asta este adevărata esență a fenomenilor care se produc în Republica Moldova.
Iată, din această cauză, săptămâna viitoare, deja marți, vom depune la delegația Uniunii Europene un memoriu în care vom arăta încă o dată, vom trece în revistă tot ceea ce am spus noi până acum. Pentru că ceea ce am spus noi până acum, din păcate, nu s-a auzit. Nu s-a auzit nici la nivelul partenerilor noștri europeni. Iar ceea ce am spus noi până acum comportă un pericol mare. Iată și vă spun câte ceva din ceea ce este în acest memoriu. Procuratura trebuie reformată până la alegerile din toamna anului viitor. Procurorul general trebuie înlăturat până la alegerile din anul viitor. Justiția trebuie reformată până atunci, până la alegerile din anul viitor. Schimbări în audiovizual și demonopolizarea presei lui Plahotniuc și Filat trebuie făcută până atunci, sub pericolul pentru ei de a le fi impuse sancțiuni europene. Dacă nu vor face, dacă nu vor înțelege birocrații de la Bruxelles că acest lucru este absolut necesar de făcut în Republica Moldova, vor fi complici la fel cum sunt complici acum la crimele care se produc în Kiev. Din păcate trebuie să spun lucrul ăsta, pentru că noi trăim sentimentul dorinței noastre de a fi în lumea civilizată, la fel ca și popoarele de la vestul nostru. Iar comportamentul puieril și câteodată laș a unor birocrații europeni aduce la cei ce s-a ajuns în Kiev. Deci, repet încă o dată, în Republica Moldova există un pericol real ca să se întâmple ceea ce se întâmplă astăzi la Kiev. Conducătorii Republicii Moldova, Filat și Plahotniuc, n-au fost testați la fel cum a fost testat Ianucovici. Pentru că amintesc că încă o dată Ianucovici a fost partenerul Europei până în noiembrie trecut, până în momentul în care cerințele europene nu i-au mai convenit. Și amintesc și cu această ocazie că la Chișinău există un regim la fel de mafiot ca și cel de la Kiev, de surgintă comunistă, dar la fel de mafiot ca și cel de la Kiev. Iar mafioții pot fi numai conjuncturiști, nu pot și lupta pentru principii europene. Așa cum am încercat până acum să aducem la cunoștință opiniei publice și am făcut-o de atâtea ori și am spus foarte exact că obligațiunile pe care și le iau, ăștia nu le îndeplinesc, că declarațiile de integrare europeană sunt numai de fațadă. Asta o dovedește și modul în care este anchetată tragedia din Pădurea Domnească. Asta o dovedește și toate declarațiile publice pe care le-am făcut noi asupra jafului pe care îl produc în fiecare zi Filat și Plahotniuc asupra bugetului statului, asupra proprietății statului, asupra business-ului din țara asta și asupra investițiilor străine. Totul până acum s-a făcut pentru sporirea averilor lor. Totul absolut. Și nimic din tot ceea ce li s-a impus până acum, și asta o dovedesc și experții independenți care spun că nu s-a făcut niciun pas real spre schimbarea situației în Republica Moldova. Ori justiția este în continuare la cheremul lor, ori procuratura este în continuare la cheremul lor, iar în poliție există elemente criminale rămase de la Papuc, Zubic, ăsta care era procuror general, Gorbulea și așa mai departe. Deci dacă nu se întreprinde ceva real la ora actuală, aceste elemente în orice moment pot face o baie de sânge în Chișinău, așa cum am încercat-o în 7 aprilie. Deci, așa cum v-am spus, marți deja vom depune un memoriu la delegația Uniunii Europene în care vom cere sancțiuni drastice pentru conducerea de la Chișinău, în primul rând cerințe drastice pentru liberalizarea audiovizualului, pentru oprirea jafului economiei naționale, pentru schimbarea procurorului general și reforme reale în justiție, adoptarea legii procuraturii în altă formulă decât cea pe care au pregătit-o ei acum. Deci dacă lucrurile astea nu s-ar face, deci noi le vom cere termenii exacti
deci delegației Uniunii Europene, birocraților europeni, și le vom cere cu toată insistența să impună sancțiuni de pe acum. Blocarea conturilor lor în Occident, blocarea veramentelor de milioane de euro pe care vor să-i consume în campanie electorală, pentru că numai așa, repet încă o dată, vom putea să preîntâmpinăm ca în toamna anului viitor la conducere să revină Voronin cu toată clica lui și nu excludem, ba chiar suntem siguri că un plahotniuc va trece la timp în tabăra lui Voronin înapoi pentru a-și menține averile. Ce întrebări aveți? Apropo, ieri la emisiunea Fabrica de la Publica, era Pilat, în special Marian Lupu, a declarat că vinovat de toate atacurile Raider este Platon, controversatul om de afaceri Platon. Pot să citesc cu apropiere, da. A spus că foarte bine că s-a speculat, au fost multe speculații și foarte bine că, în sfârșit, oamenii știu cine este adevărata persoană care se ascunde. Asta este o continuare, asta ceea ce îmi spuneți dumneavoastră acum este adevărat și asta este o continuare a unei acțiuni pe care a întreprins-o concertat Plahotniuc și Filat săptămâna trecută, când au lansat un fals în spațiu public, fals care vorbea despre faptul că anumiți deputați din Parlamentul Republicii Moldova ar fi fost o încercare să fie cumpărați. Deci acest fals n-a fost înfierat de nimeni dintre analiștii politici care, ba din contra, analiștii politici au început să analizeze la modul serios acest fals. Deci Plahotniuc și Filat își pregătesc că în condițiile în care se pare că liderul comunist denotă tot mai multă imposibilitate de a-și exercita funcțiile de lider a unui partid de opoziție, în momentul în care ar putea să dispară pericolul comunist prin faptul că liderul lor nu va mai fi în stare să ducă o campanie electorală de temut pentru actuala guvernare, deci Filat și Plahotniuc își găsesc un dușman extern care împotriva căruia să lupte și asta să le perpetueze rolul lor de integraționiști în această țară. Deci Plahotniuc are un conflict real cu Platon. Acest conflict vine din faptul că numitul Platon a cumpărat un pachet de 30% în sumă, sumar, 30% de la Victoria Bank. Plahotniuc acolo și-a menținut managementul la Victoria Bank, în așa fel încât să devalizeze banca de Victoria Bank, în urma căruia procentul, deci 30% pe care le-a cumpărat Platon să scadă procentul, ca el să le cumpere înapoi. Asta nu-i prima acțiune de acest fel pe care a făcut-o Plahotniuc. Ba mai mult decât atât, nu de mult, Plahotniuc și-a înstrăinat Hotelul Național pe care l-a vândut unui investitor străin. Acum acestui investitor străin îi creează o serie de obstacole ca să nu poată să beneficieze de această proprietate, urmând ca tot el prin firme offshore să o cumpere înapoi la prețuri mai mici. Asta este businessul de bază al lui Plahotniuc din totdeauna. Deci această confruntare cu acest Platon pe motive economice o folosește Plahotniuc împreună cu Filat ca pe un posibil pericol extern venit din partea Rusiei împotriva căruia ei ar trebui să lupte, iar populația ar trebui să-i sprijine ca pe oameni care sunt preocupați de integrarea europeană. Banii lor foarte mulți furați în țara asta le permit să facă acțiuni subtile și concertate. Manipulări subtile ale opiniei publice. Asta se întâmplă, de fapt, în Republica Moldova și eu, prin demersul meu, încerc să le deschid ochii unor birocrați de la Bruxelles, în care să le spun că ăștia nu sunt partenerii lor de integrare europeană. Ăștia sunt oameni care fac integrare europeană de conjunctură și dacă îi provoacă, măcar în cel mai simplu mod, prin faptul că le cer o reformă reală a procuraturii și le cer să schimbe procurorul pe care și l-au pus ei ca să nu le deschidă dosare penale, în același moment ăștia fac ca și Ianucovici. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc și vă aștept la alte conferințe de presă ale noastre. Mulțumesc mult!